Jetta Sterp a primit numeroase felicitări și gânduri bune de la internauți la scurtă vreme după ce l-a adus pe lume pe fiul său. Tânăra este mama unui băiat care cântărește 4560 de grame, ce a venit pe lume în apă. Pe social media au apărut deja primele imagini cu chipul micuțului, dar și detalii despre prenumele pe care îl va purta. În certificatul de naștere a fost trecut un nume special, care are o rezonanță foarte puternică. Băiețelul a primit numele de Vladimir, după cum a notat într-un comentariu moașa care i-a fost alături brunetei în ziua în care a născut. Culiță Sterp a spus, de asemenea, că acestea este prenumele nepotului său. Felicitări! Jetta pentru determinare și răbdare. Creștere frumoasă, Vladimir. Admirație Sebi pentru modul frumos în care ți-ai susținut soția. Este mesajul primit de Jetta Sterp de la moașă. Doamne, ce minune a venit în familia noastră! Dragul nostru, Vladimir. Abia aștept să ajung acasă să te văd, i-a transmis interpretul de muzică de petrecere surorii sale. Vladimir, prenumele ales de Jetta Sterp pentru fiul său, are o semnificație foarte puternică și încărcată de istorie. Numele vine din slavă, de la cuvântul volod, care înseamnă a conduce, la care se adaugă sufixul mer, care se traduce prin mare, faimă. De asemenea, sufixul mir înseamnă pace. Numele este de origine rusă și se poate traduce prin un renumit prinț. Istoricii amintesc faptul că Vladimir a fost un mare prinț al Kievului, care a trăit în secolul al XI-lea. Acest prenume este foarte întâlnit în Rusia. În plus, specialiștii transmit că prenumele îi aparține primului conducător creștin al Rusiei, care a ajuns liderul Bisericii Catolice. Totodată, este numele lui Lenin, fondatorul URSS, și al actualului președinte, Vladimir Putin. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.